Bun, salutare tuturor, numele meu este Diet și astăzi vă ne găsim la primul episod din sezonul cu numărul 4 din frumoasa noastră carieră și ne găsim practic din nou pentru că eu mai am filmat odată acest episod, dar mi-a dat blue screen să dus filmarea. Mă bucur! Ne-am întors, se pare că ne-am ales aici foarte frumos un turneu amical, l-am ales pe la care avea ce mai puțin bani doar pentru că Găsim câte o echipă din fiecare țară, doar de s să se de două ori, că avem Young Boys și avem Basel, dar în rest West Ham, Rio, Benevento, țări diferite, Chorm, Cadiz. Vedem foarte clar cum Liverpool se va lupta cu Arsenal, câștigătoarea Ligii Campionilor, cu câștigătoarea Ligii Europei. Vedem mai în față și vedem cu cine a picat în uh, turul 3 de Champions League și vedem că a picat foarte ușor cu una din cele mai ușoare echipe. Dacă nu mă știu, echipa asta cred că are doar o stea e una din Irlanda, care Irlanda, știți, campionatul ăla în care găsit doar echipe de jumătate de stea, am picat mega ușor și sperăm să avem același noroc și în play-off, ca să trecem mai departe în grupuri, să ne luptăm cu trebuie cu echipe mult, mult mai puternice, Craiova o vedem cu Austria. Totuși, Liga 1 din România, băieți, în acest ultim sezon arată genial, deci Liga 1 în ultimul sezon cu acest mod arată genial, vedem Academica Clincene, Astra, Cluj, Botoșani, Dinamo se întoarce în Liga 1 după ce o retrogradat Hermaștat, Pedro Luvitor, Voluntari, FCSB, Metan, Rapid București, Sepsi, Uta Rad, Universitatea Craiova și U Cluj. Băie. se pare că Poli cu Comuna Recea și cu Craiova, care e de Liga 2, care încă sunt în Liga 2, se pare că au retrogradat și au venit U Cluj cu Dinamo și cu Rapid. Arată foarte bine, băieți, în momentul de față, Liga aceasta. Dar dacă vă gândiți și echipele lipsesc, au promovat care suntem noi, Dinamo, Dinamo era deja, deci nu se pune, Rapid și plus doar trei echipe în plus, adică o retrogradat India Târgoviște cu FC Argeș cu Poliașu. Acestea se află în Liga a doua din România. La Squad Hub avem o echipă foarte interesantă. Niță probabil se va retrage la echipa unde a avut și cea mai frumoasă sezon. Florin Niță se va retrage, asta este clar. Dar cel mai probabil pe el vom păstra și pe nu vrem să-l vinde. Deja s-au făcut schimbările. Oricum, deja știm, Eminescu va pleca. nu vrem să-l vinde pentru a scoate o sumă de bani și cea mai probabil să luăm un alt portar de vreo 78-79 re Vr. vom vedea sigur rămâne clar la noi, Varela acum încă nu se retrage pe Mircea, vrem să dăm prim-prumut, Davidului se retrage la noi iar Gulit cu Lika vor rămâne asta este clar pe Deandre vrem să-l vindem Chit care are un OVR mai mare cât al Mogoș, de Andrei, totuși, dacă scoatem o sumă mai mare, mai ales că valorează și mai mult, vedem că valorează 3,7, când Mogoș valorează doar 2 milioane, în schimb Mogoș are mult mai multe stamina de Andrei prinsă transferuri. La CDM am avut o problemă destul de mare pentru că avem. 4 CDM, din păcate Florea de la Inxandi Prospect o trecut la Showing Great Potential, urmează ca Florea do Boris de la Hesh Potential to be special să aibă momentul de față Inxantic Prospect, au scăzut din păcate amândoi în potențial și ne-am gândit ca Piperianu și pe Florea, de fapt nu, doar Piperianu și pe Manuel Zidane deocamdată pe transferuri, în momentul în care se va vinde uh, Boris Florea dacă se va vinde acesta atunci îi vom schimba pe amândoi. Sau nu știi ceva, cred că îi dau pe toți, îi dau pe toți pe de transfer, doar pe de full păstrez. Perianu, Florea, Manole, tot să pleci, Eminescu va pleca deja, Constantinescu, pilsa din promotor, Bordeanu, pilsa transferuri, Mitra, pilsa din promotor, Moise rămâne clar la noi, spune problema, Cărjan va rămâne la noi, Florea, îl vindem pentru că oricum nu mai are un potențial chiar atât de ridicat. Tennis politic, se pare că îi se va aduce contractor că trebuie să ne renegociez contractul cu, cu mai mulți jucători. Oricum băieți, din păcate vreau să vă anunț că potențialul acesta este de tot 78 OVR, deci are același potențial ca OVR, ce rezultă că din păcate sunt șanse extrem de mari. Să nu crească pe Gabriel Zinio, băieți, cred că o să-l dau o plița de transferuri, sincer, au fost un jucător extraordinar, dar poate luăm o bandă ceva liber de contract și mai economisim niște bani, să luăm câțiva jucători mult mai buni, cu rămâne la noi ca rezervă, Drăguș rămâne clar la noi, avem aici un super jucător, Hash Potential to be special, probabil băieți, cred că este singurul jucător care are posibilitatea ca în cariera noastră să ajungă la un 80 overe în acest sezon, acest ultim sezon din această foarte frumoasă carieră, nu va pleca ziua următoare, adică când vom da next, pe doi va și pleca, în schimb va mai trebui un atacant, Edjo Hesh Potential to be special, băieți, un jucător extraordinar, clar. Nici nu știu, cred că până ne-ar ajunge la un 80 OVR, asta este clar. Și în special ați văzut mutările, foarte mulți jucători să transferul, încercăm să facem ceva liber de contract și să întărim cum trebuie echipa. Știm că ne luptăm pentru Champions League, urmează transferuri extrem de nerealiste, dar sper să fie transferuri frumoase, adică David Luiz nu este chiar un transfer de dai pe afară, nu mai pus cu el. Dar totuși Balotelli era aproape să ajungă la CFR Cluj. Baptista a jucat la CFR Cluj. Să știți că am avut chiar jucători care chiar puteau să joace prin legat, iar David Luiz nu mi se pare un transfer chiar atât de nerealist, dar totuși este unul foarte frumos urmează transferuri frumoase în care sperăm să aducem, să aducem super jucători bă băieți. Oricum băieți, sper să nu mai dea crești, sper să nu mai dea absolut nimic. Mut webcam sus și haideți! Să înaintăm cum trebuie spre turneele mărețe. Se pare că Emenescu a plecat. Unul a plecat împrumut, altul a fost vândut. După care s-a întors Corbeanu înapoi la echipa lui inițială. Sperăm că jucători ce s-au înțeles și sunt extrem de ok cu situația că vor pleca. Se pare băieți că bugetul nostru este oricum destul, destul de ridicat. Avem un buget gigantic. De ce? Pentru că am ajuns destul de departe. În Europa League este și normal avem un buget gigantic. Gigantic. Oricum, aș vrea să cam simulez din robolantele robulantele Nu mai, nu mai interesează absolut deloc acest turneu amical. Hai, poate cu Chiol, poate cumva. Sau ah, nu, eu cred că dau direct. Simulez de aici cu toate echipele să vedem ce s-ar întâmpla. am acolo jucători care, o fi, care ar vrea să joace, are acum oportunitatea. Dar în schimb se pare că avem două victorii și un egal. Să vedem, am mai primit niște bani, este bun. Și aici ce am primit? A, să modificăm jucătorii, nu mă interesează. S-a mărit din nou bugetul, 14,5 milioane de data aceasta. Avem o semifinală corespunzătoare, ofertă de împrumut. Mitrea tocmai la Norwich. În, mă gândesc totuși că încă se află în Championship, sincer să fiu, fără un loan to buy, un loan simplu. Tot e liniștit, avem foarte, foarte mulți mijlocași. Culmea, că nouă ne trebuie doar 4, doi titulari, doi de rezervă, încă un prumos pe pentru Constantinescu. Bine foarte interesant, dar povestea foarte frumoasă îi lăsăm doar pe Lăun. Constantinescu totuși e, și mai tânăr, probabil încă ceva potențial, dar și cu novări puțin mai ridicat Constantinescu e peste Mitrea. În schimb, mare simulare aici cu echipă, lăsăm o echipă random să fie. Am și pierdut, oricum aveam jucători obosiți, nu mă interesează. Bine că am primit câțiva bonus, dar am primit de da, bani să mă bat. Aproape 16 milioane, băieți. Aproape 16 milioane. Cum să nu fac eu transferuri nerealiste în momentul în care avem un asemenea buget? Și culmea, că scurăț, ce s-ar fi întâmplat dacă am fi jucat și finala? a fi avut ziua următoare, îi mergi cu Botoșan, că nu înțeleg, e prea, e prea înghesuit. Dar înainte de toate se pare că urmează chiar acum un meci. Uh, nu, nu, încă avem uh, de discutat Mitrea, dar azi de acolo să pleci probabil va accepta pentru că echipa este mai bună decât a noastră. Culmea, cred că are șanse mai mari să joace la noi decât la acea echipă, dar dacă vă de acord, de ce nu? De jucători mijlocași care vor pleca imediat, imediat uh, pe am împrumut. E foarte drăguț că mai lăsăm și câțiva jucători împrumut să plece. Momentul de... Față, vrea și George Pușca să joace, dar uh, nu știu ce să zic, va avea oportunitatea în schimb. Crjan are un avere mai mare decât al lui Moise. Hopa, hopa, că începem, începe să avem ceva lucruri interesante. Florea, puțin peste Perianu, să vedem cum vom juca și care va fi situația. Păi, sincer să fiu, va trebui să modificăm cumva echipa de titular și echipa de rezervi. Vom lăsa echipa de titular cu Botoșaniu și cu FCSB-ul. Cu Gasul vom băga echipa de rezervi care vor avea atunci jucătorii noștri posibilitatea să joace, deci în momentul de față îi dăm doar foarte elegant un quick sim și deja trecem, trecem destul de rapid. 3 la 0 într-o final, cușca și Pușca și o marcat și -o Moise și Edjo s-a accidentat. În minutul 5 s-a accidentat Edjo. Dacă e pentru o perioadă lungă de timp, L am încurcat-o. te că e jucat, practic, s-a accidentat ăla. 3 luni, 3 luni Edjo e pe bară. Pau, aleu, nu ne poate ajuta de stai, o leaca că nu-i bine. August, o lună, septembrie, de bea undeva prin finalul octombrie, probabil va reveni sau cine poate chiar noiembrie. Pau, leu. Edjo, ce ne-ai făcut și va scădea, din păcate. Uite, au făcut 78 OVR ca să scadă acum de OVR, dar eu zic să ne axăm. Din păcate, așteptăm ca Manda da să ne scadă. Dacă va face 79, vrei, îl vom și pe Manda da. Mai ales că fratele acestuia a jucat la Dinamo, deci nu mi se pare un transfer așa extraordinar, dat din afară. Dacă nu avem acest rusna care speram să facă la noi o treabă foarte bună, dar totuși el este destul de bătrân, la înălțime pentru amândoi, sau de ce nu, hăți Johnele, îl adăugăm pe hățuleanu. L avem și pe Boboc, l avem și pe Fai, Fai care a mai trecut pe la Dinamo, Pinto care a trecut și el pe la Dinamo, cum că jucători interesant să mai pe la Dinamo. L avem pe Socrates care nu a trecut pe nici echipă de pe avem și acest moldovean puția de lăbă, mai ales când trebuie un lăbă și cred că sunteți unii dintre voi care ar vrea să aducă un moldovean. Noi avem și pe Pele, dar Pele CDM pele. Pe avem și pe Gerard Bale care are o Hai, 49 la 49 stamin, serios. raducem, Poate la duceam. Rafina este liber de contract, dar are un novel destul de ridicat. Mă cred că la duceam, neironic. L avem ne și pe Ligardenio, dar probabil este destul de valoros. Așteptam să mai vină scoutul la câțiva jucători. avem și pe Mitriță, care dacă îl putem lua foarte ieftin pe Mitriță, poate chiar pe el la de lâmă, cine știe, poate chiar îl reprofilăm striker. Vom vedea. Garrett Bale, fac păi, cât minai. ai. Băieți, se pare că primit totuși de la De Los Santos cu o schimb. Băi, jucător care valorează totuși 6 milioane. Îmi se primesc ofertă de 3,3, este destul de nasoler, dar se pare că avem o ofertă și pentru Bordeanu o ofertă pe care n-am văzut-o, să încerc cu milion și jumătate, doar din cauza faptului că este destul de bătrân acesta, încercăm cumva să scoatem un bonus pe acesta, sper nu să ținem mereu pe 1.1, 1.1, 1.1, da, chiar așa este, va ținem continuu pentru 1.1, întreb bătăplător bătă, dacă vor un 1.3, dacă nu, o, oh, mărit, wow, sunt un plus adăugat de e din păcate de la sprece în Portugalia pe o sumă destul de mare, poate îți vor acorda ei un salariu mult mai bun. Cine, în schimb, urmează acum o meci cu F, C, S, B, nu mă interesează de nici din țările lor de absolut nimic. Din păcate, supărat suparat legat de Ed Josh. tot ce mai rămâne făcut băieți, este să dau un Quicksim. Ce-i facem? Îi dăm aia blană cu Quicksim și scoatem un 2 la 1. Că jana și ia cartonaș roșu, dar nu-i problemă, oricum nu... Sau nici nu știu dacă e problemă sau nu, Politica acolo marchează, marchează și Coman. Aaaa, un început perfect de sezon, băieți. Pereanu, ofertă pentru acesta și sper să fie una mai bănoasă și că de este acolo. De la Young Boys, echipa care a scos-o pe CFR Cluj în Europa League. Sper să nu ne întâlnim, să nu ne întâlnim cu ei ca să scoate, mai să răzbunăm echipa, nu-i problemă. Dar sincer, acesta este un jucător liber de contract și dacă vor să-mi oferi pierd 5 milioane. Era bine. <laughs> Atât ce pot să zic altceva, era bine dacă mi-o ofereau. Eu zic să ne întărim de acum echipa, mai ales când ne trebuie câteva transferuri destul de interesante. Încă nu putem aduce un portar și trebuie să mai păstrez ceva bani pentru un portar. Nu l-aș aduce absolut deloc pe Ionuț Andrei Radu, mai ales că e adus în continuu. Mai bine, nu avem aici câțiva jucători liberti contract, îl avem pe Alonso. Marcos Alonso, care nu știu ce overe are, nu știu cât salariu are. Nici nu i-a dat scout ca să văd statisticile. Eu foarte nu la treaba asta și am văzut acolo că Sansolo îl cam vrea. Să fim atenți la jucătorii aceștia. Nu chiar dacă dau așa, oare da, vedem. Ori le luăm noi, ori le au alții. În schimb, Carl să este puțin mai uh, rapid. dacă dau așa la fiecare, da. Cred că așa pot să văd dacă primesc sau nu oferte. Eu zic la chestiune achiziționăm, băieți. Marco Alonso de la Chelsea, liber de contract. Au mai fost jucători. Știm, pe Garcia, care au venit de la tocmai de la Master City, direct la Dinamo București nu e ceva extraordinar, îl întreb direct ce vrea să fie la noi, important sau crucial, vrea din primul crucial, deci ovr lui este destul de ridicat, sper să-mi zică și salariul, O singur la noi, e ok, uț. e ok, uț. sincer să fiu, fără clauză de zile și salariul destul de micuț, wow, salariul chiar este micuț, mă întreb că chiar îl vrea și mai micuț, îi dau un 10.000, 100.000, Oi, ok, ar putea să ne ajute A, nu vrea neapărat. Ok, lăsăm așa, mi e cum vine. Dar totuși e puțin surprinzător și chiar e curios să văd ce o acesta. Se pare că l-am furat, avea oportunitatea de a ajunge în seria. Și vine la noi cu 79 vre. Gata, reprofilam că bă pe acesta, am stabilit că pe ei nu absolut deloc, dar ne aducem direct un mare, un mare jucător. Stai aici lângă David Luiz. Mai înaintăm și totuși am uitat o chestie care pentru mine este extrem de importantă. Marco Alonso, care este jucătorul la Academia lui Real Madrid. Vedem că a jucat foarte, foarte mult la Bolton. El preferă foarte mult tricou cu numărul 3 și tricou cu numărul 28. Dar haideți de deci, ce nu cine are. Are Fernando Varela numărul 3. Dacă la va Vaslui acesta au avut tricou cu numărul 3, vă dat tricou pe care l-au avut la Steaua București, anume tricou cu numărul 3, 10 și 3, care este luat de către Kitanov. Da, lasă, Kitanov poate să transferă. Cam adres ne căutăm, uite, aici Alonso, lui vom lăsa tricou cu numărul 3, dacă tot îi place lui. Urmează chiar acum un meci cu gas metan media, așa în care vedem că ar trebui să băgăm o echipă mai de rezerve. Am, da, dar nici nu știu cu jucătorii ce trebuie să... facem, vrea să joace și Cărjan. Parcă au avut cartonaș roșu, nu știu dacă... N-am citit mesajul, poate să scuze care e roșu. Ne având foarte, foarte, foarte mulți jucători, vom improviza o echipă de rezervi în care, ce să vedeți, Gabriel Zinio va fi striker alături de pușcaș va juca pe mijloc Pârvulescu cu Florea. îi lăsăm cu quick Am zăpăcit pe acolo toată echipa, se pare cumva a reușit să marcăm și să câștigăm Florea, nu știu în care Florea, Gabriel Zinio și Pușcaș, Aduc victoria se pare urmând ce să vedeți o foarte frumoasă animație prima oară băieți pentru prima prima oară în cariera noastră fantastică mari meci mari o echipă ceva cam obosită vedem cum vom improviza. Um, nici nu știu cât de lunguț este acest episod, cer să fiu, parcă nu dura nici știe ce ofertă din promoș pentru Mircea, îl dăm și pe Mircea, dă acolo să pleci liniștit. Se pare că Rafinha și-a găsit într-o finală echipă, ah, nu mai este jucătorul nostru liber de contract. Eu zic băieți să mai forțăm, și să mai încerc încă o dată. Hai că poate nu a jucat, poate este perfect pentru noi, am trec cu de el. Balo, TELE, încă o ofertă de transfer, mai ales ca bani. Ni ne permitem Haideți să încercăm să-l aducem pe acesta Ofertă de 5 milioane de euro Moi se la schimb Niciodată Vreodată, niciodată Mai măresc 5,5 milioane 9 Cam prea foarte mult Dacă mă întreb. Măresc la un 6 milioane și aș vrea să mă opresc sincer. aici, un 6 milioane deja, hai că o dăm în exagerări, Mă, dar Balotelli ăsta îți se pare că e un jucător extraordinar, adică din 9 milioane nu au un super jucător. Dar haideți, nu știu ce au ăștia cu din nici nu vor să-l vândă. Mai am aici câteva posibilități. E un Gheorghe, băieți. E un Gheorghe care poate și ca camă și râd. Mă, cred că mai bun ar fi bandă. Avem și pe Mitriță, care și Mitriță pare destul de ieftin nu Avem și pe acest... Hai din Slovenia, nu știu ce, pe Krenky rus. Um, haideți să forțăm acum câteva transferuri, băieți, la Petru Luploiești. Câteva transferuri destul de interesante și aș începe chiar cu aceasta. Un 6 milioane pe mitriță? 6 milioane? Nu sunt enervat. E bine, e chiar foarte bine. Uite, măresc la un 6,5. S-ar putea să ne... Vezi când credeam și eu că, că -o leacă mai înțelegător și hai că poate, uite, aduce, poate sunt foarte... văd cât de înțelegători sunt aceștia. Hai să ne oprim aici cu 6,5. Avem și pe Gheorghe care... uite, încercăm și la Gheorghe să-l achiziționăm. Băgăm și noi acolo un buget, cât credem și noi cu putință. Uite, întreb dacă vor să-mi de pe un 5 milioane. 5, 5 milioane pe acesta, tot cum cu Moise. Niciodată, băieți. Dar măcar acesta simt că avem șanse să-l achiziționăm cu puțin, puțin acolo. Hai, 5 milioane. 7,1 să sărșit așa, parcă, parcă mai apare suma de transferuri, nu știu ce să zic, parcă, parcă mai arată acolo suma de transferuri. 5 milioane continuare, ne oprim aici și se pare că nu vom încheia acest episod fără când să nu facem un mega transfer, cum vom mai face și în episoadele următoare. Nu știu dacă este cumva prea târziu, dar încercăm, forțăm, putea ne-au venit tinerii jucători de la Academie, doar cu Mitriță se pare că încă putem discuta. Jucător la Academie, singur care pare că de cât interesant este acest sportar, care nici măcar are hash poate să special, deci îi va refuza pe absolut toți. Și mă gândesc mai înainte, bun cu un cozi, pe care ar fi destul de interesant, poate primi mesajele și ce să vedem, ce se întâmplă. Mircea, da, va pleca spre împrumut pentru una de zile, doar să nu cozi de echipa este mult prea slabă pentru el. Și avem aici pănuții pentru transferurile noastre. Acercam mai întâi la mitriță. M-am dat stamina lui de... Na. Refuzăm, nu mai discutăm. Se duce destul de jos. Și urmează. Balotelli și Ion Gheorghe. Încercăm mai întâi la Balotelli. De ce nu? Nu mai știu la cât m-am oprit. Parc la un 6 milioane. Mi-am convenit din minunii. 6 milioane și un 10% într-un viitor transfer. O dau o tonă de bani. Dar văd că chiar nu vor o ca să discute. Dau așa la mișto, uite. E 7 milioane. Dau așa, nu accept. Da, dau așa la mișto. 7 milioane, acceptă. Wow, așa vă convine, nu? Nu discutăm, nu ne interesează. V-am zis, vreau să mă mai micuță pe acesta. Poate luăm mai târziu, poate nu. Haideți să mai discutăm. Nu mai stiu cât am discutat. Cred că la 6 milioane cred că ne-am oprit. Să mai forțez oare un 5,5, 5, 5 milioane. Nici nu stiu, Te încerc cu 5 milioane. Că poate, poate. Nu se nervează. Mai încerc un 5,5. De ce nu? Poate avem ceva noroc. 6 milioane fix. Nu cred că îl putem lua mai ieftin de atâta. 6 milioane fix pe Ion Gheorghe, care va fi banda noastră. Cred că va fi chiar lămâul nostru, cu că, Dar el poate juca ca mă, că și -V, Dar vedem care e ceva stamină și uh, probabil va fi un transfer destul de interesant pentru noi. Și Gabriel din nou cât timp va mai sta la noi, cred că îl vom pune striker. Să vedem cum vom schimba echipa. Bine că aici un nou român. Ion Gheorghe va fi important la noi. Sperăm că are sper că nu este prea obosit, care poate cine poate chiar va juca în meciul care va urma, dar meciul din episodul următor, o clauză de resiliere care este mega, mega irelevantă. Nu interesează de această clauză și salariul. Ah, cu A, cu delic, am întâi, ce să zic. Hai, acceptă foarte frumos. Mă gândeam că mai adaugă ceva la transferuri, dar... Pare destul destul de ok. într foarte frumos să investigăm. Nu are aici niște ce potențial, dar sunt curios cât durează până poate juca ca lămă. Două săptămâni și ca LW, oare că tot două săptămâni. Hmm, Vreau să-l punem ca LW, sincer, să-l Dacă tot, îi vom acorda lui tricoul cu numărul 7. El lăsăm pier pierd să fie șeptarul nostru, băiți, să fie el. Ceptarul. Tu Gabriel Zinio dându-i tricoul cu numărul 27, mai ales că nu va mai fi titular, a deja e luat. Cu 21 poate nu-i luat. Tu Gabriel Zinio dându-i tricoul cu numărul 21 doar ca să fie dat. Și bă băieți, ne-am întărit foarte puțin echipa. Urmează ca în episodul următor să mai facem câteva transferuri. În următoarea partidă, cum vom juca? Este întrebarea. Clar, lăsăm aici pe Ion Gheorghe, care la o primă comparație între el și Gabriel Zinio, ce să vedeți, Gabriele are o viteză mult mai bună. Asta însemnând că Pârvulescu va fi rezerva noastră. E bine. Tot, mai probabil în partea de următoare vom juca cu Drăguș cu Moise. Dacă cred că o să-l las pe Drăguș cu mai partea dreaptă. Cărjan va fi cam un nostru. Nu știu cât. Asta ah, mina e cam dezastroasă. Ah, ce m au încurcat mă e mă din păcate. Speram să ne facem câteva transferuri interesante și la momentul actual mă uit doar E curios, dar chiar să lăsăm oare pe Alonso, eu l-am pus doar ca să joace puțin, dar... Între el și Lica... Ah, cred că CDM e bun. Da, te cred că e mai bun ca CDM. E chiar așa vom face, Alonso va fi cdm ul nostru de rezervă. Lăsăm așa, cu David Luiz. Am dar ce slab e David Luiz, acum asta, lui, ăsta, viteza lui chiar s-a dus foarte, foarte jos. Vom face ceva de genul, cred că băieți. Lăsăm deocamdată așa, dar probabil pe Reanu, cred că e mai bun pentru poziția adică bă, cred că este mai scundut. Vom lăsa ceva de genul echipa. Apoi, băi, sper că v-a plăcut foarte mult acest episod, sper că nu a fost foarte, foarte scurt. În episodul următor vom șca ambele meciuri împotriva acestei echipe foarte slabe, urmând să vedem care va fi rivala noastră în playoff-ul Champions League, pentru că garantez că vom trece de ei, poate chiar vom termina destul de rapid, poate chiar și perioada transferuri, cine știe, cine știe, ne vom aduce încă câțiva jucători, sperăm să ne fină scoutul și deci, de ce nu, să ne aducem un portar, Așteptăm să fac mandanda 79, dacă face acesta 79 îl cumpărăm la finalul lunii august, dacă nu îl vom aduce acest rusnac, important este că trebuie să ne aducem garantat un portarel destul de bun și ieftin, mai ales pentru liga 1, comentezul care l-am adus acum pe Ion Gheorghe. Dar Ion chiar va face o treabă foarte bună, ne-am întărit ca lumea partea stângă, mai ales că acesta mai are și ceva șut. Dacă comparăm și la ne vedem că au o stamene mult, mult mai bună. Pe Gabriel Zinu schimbam de fiecare dată. Băi, băi, sper să vă placă foarte mult acest episod și dacă vreți episod în continuare, nu uitați neapărat să apăsați pe butonul de like și să mai apăsați și pe butonul de subscribe, clopoțelul activat, ca să primiți notificarea aia în fiecare zi când voi posta clipurile mele cu FIFA. Băi, băieți, numele meu este dez, Mâine, clar, turul 3, scăpăm de el, trecem mai departe, urmează play ul foarte rapid. Vă salut!